La eveniment au participat Bogdan Mugescu din partea Bursei de Valori București, președintele Invest Club Tudor Ieremia, dar și alți întreprinzători cunoscuți la nivel național și local. Potrivit spuselor lui Bogdan Mugescu, Invest Club Suceava își dorește să promoveze piața de capital din România prin informare și educare, creând de asemenea încredere și o mai bună înțelegere asupra fenomenelor ce guvernează bursa. De asemenea, prin acest club, Bursa de Valori București își dorește să pună în legătură investitorii actuali cu cei ce sunt interesați să afle mai multe despre domeniul investițiilor la bursă. Educația financiară este crucială pentru orice cetățean. Am venit la Suceava pentru că aici credem că sucevenii au bani, vor să investească, dar trebuie să învețe cum. Un club de investitori este un vector local care asta face, promovează la nivel de comunitate educația financiară, știrile despre piață se discută în cazul clubului și membrii vor vorbi despre în ce investesc, cum investesc și care sunt știrile care într-adevăr contează. Pentru că despre bursă se vorbește multe, sunt niște mituri care trebuie spulberate. Multă lume crede că la bursă trebuie foarte mulți bani ca să începi. Nu e așa, poți investi 1000 de lei. Bursa nu este casino sau un joc de noroc. La bursă se investește și cumperi acțiuni ale unor companii pe care le vezi, ale căror produse le cumperi. Am văzut aici în seara asta cum sunt companii locale care produc și poți să te duci la poartă, să intri să vezi fabrica, să cumperi ceva de la ei din magazin și apoi foarte simplu poți cumpăra și acțiunea companiei respective. Deci principalul rol al clubului de investitori acesta este să promoveze educația financiară la nivel local. De ce e important ca sucevenii să vă caute și să vină la întâlnirile pe care voi le organizați ca și club nou înființat, iată, la Suceava? Importanța aderării clubului investitorilor este aceea de a avea acces la o informație curată, o informație fără manipulare din partea unui trus de presă sau a unui grup de interese, cum sunt majoritatea informațiilor din mass media din România. În Invest Club, informația la care aveți acces este tratată cu spirit critic de 50-60 de persoane care sunt investitori sau viitori investitori care au același interes de a afla adevărul, într-un cuvânt. Colaboratorii noștri strategici vor fi companiile de brokeraj, care deja administrează portofolii de investiții pentru investitori din Suceava, de la Sive Brokel, Tradevile, Est Invest și, bineînțeles, parteneriatul strategic cu Bursa de Valori București, având un interes comun din acest punct de vedere, de a crea din piața de capital o alternativă reală de economisire, de investiție și de finanțare pentru companiile și antreprenoriatul românesc. Eveniment important organizat de dumneavoastră astăzi la Suceava. Spuneți-mi, vă rog frumos, impresia după acest eveniment, feedback-ul din partea sălii și ce se întâmplă de fapt în mod concret. Impresia mea este una extraordinară, vă mărturisesc. Un număr foarte mare de persoane care sunt interesate de aceste informații. Avem certitudinea că va ieși un lucru extraordinar atâta timp cât aceste persoane vor fi prezente și vor dori să afle mai multe lucruri care țin de contextul macroeconomic, de piețele financiare, de economie în general. Iar acest lucru consider că poate fi decât benefic pentru fiecare membru al unui astfel de club. Cam asta este și misiunea noastră, să încercăm să înțelegem fenomenele economice și, bineînțeles, în același timp să profităm de ele. Așteptările noastre pe termen scurt și pe termen lung de la suceveni? Foarte mari. Foarte mari. Foarte mari pentru că este un oraș puternic din punctul nostru de vedere. Sunt multe companii interesante. Misiunea noastră a fost întotdeauna să promovăm atât companiile cât și managementul acestora, iar prin intermediul un astfel de club considerăm noi că ar fi o platformă excelentă de promovare pentru aceste companii.